ziua. Mi pare foarte bine că astăzi ne aflăm aici, ca să avem ocazia să discutăm despre un eveniment care, iată, se apropie în Republica Moldova și în toată lumea. Da? Pe 15 mai, toată comunitatea internațională sărbătorește Ziua Internațională a Familiilor și cu prilejul acestei sărbători foarte importante pentru noi, oamenii, astăzi organizăm evenimentul care este consacrat familiei, adică unui spectru a familiei, ceea ce înseamnă bună împăcare, da? sau violență, versus violență în familie. Mulțumim frumos Bibliotecii HDL pentru această posibilitate de a găzdui acest eveniment astăzi aici. Mulțumim frumos tuturor celor care ne urmăresc și care vor urmări pe noi, online. Mie spune Erica Zucic, sunt managerul Țelii Femeilor pentru Democrație Republica Moldova. Suntem parte unei organizații internaționale la nivel global. Lucrăm foarte mult pentru a promova femeile, pentru a lucra ca ele să fie mai active în mediul public și, nu în ultimul rând, în mediul politic. Și astăzi speakerul nostru va fi doamna Ana Albu, este ex-judecător. La moment este avocat și o bună parte a timpului său rezervă pentru a ajuta femeile și a ajuta victimele violenței în familie. Mulțumim frumos! Și astăzi noi vom încerca să discutăm, să atingem de fapt o parte a acestei probleme foarte mari care este violența în familie. De ce este o problemă atât de mare, fiindcă familiile în mod normal joacă un rol important în societate. În familiile iau naștere cele mai frumoase sentimente și cele mai frumoase, de fapt, evenimente, da? Din viețile noastre a tuturora. Și, din păcate, câteodată se întâmplă ultimul timp din ce în ce mai des ca aceste sentimente frumoase să fie umbrite, de fapt, de acte de violență, de acte de înjosire. Și aici aș vrea să precizez că violența este foarte multiplă, are foarte multe rădăcini și foarte multe straturi, da? Deci atât noi deseori ne întâlnim cu sau depistăm doar violența cea fizică, din păcate există violența verbală, este violența psihică, da? Și există din ce în ce mai des este constatată și violența financiară în familie. Economică. Da, cea economică. Ce îi puteți recomanda? Bună ziua! Deja colega și moderatorul mare m-a prezentat, sunt Ana Albu, avocat de profesie și o să mă opresc doar la cadru legal. O să mă opresc doar la partea juridică a temei. Republica Moldova a adoptat în 2007 legea numărul 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Aceasta este legea din care sunt date definițiile care prevede autoritățile și instituțiile abilitate cu funcții de prevenire a violenței în familie, competențele autorităților publice locale. De asemenea, în această lege noi găsim cine poate sesiza organele competente, care sunt metodele de prevenire a violenței în familie, etc., etc. O să mai vorbesc, în afară de legea 45, pot relata și faptul că combaterea violenței în familie este pedepsită atât de codul penal, codul contravențional, cât și este prevăzută și de către codul de procedură civilă. În dependență de gradul de violența, de de faptele agresorului. Și acum o să încep cu legea numărul 45, din care sunt date câteva definiții.
Și anume, ce e asta violența în familie? Violența în familie este atât, există violența atât fizică, sexuală, spirituală, psihologică, cât și economică. Toate aceste definiții sunt explicate în articolul 1 și articolul 2 al legii menționate, din care, dacă anterior Republica Moldova nu avea acte normative vis-a-vis de violența spirituală, violența psihologică și cea economică, vedem că odată cu adoptarea acestei legi apar și aceste definiții. Mai mult, în această lege este dată noțiunea agresorului și noțiunea victimei. Cine este agresorul? Agresorul este persoana care comite acte de violență în familie, în afara familiei. Agresorul este identificat luându-se în considerație violența acestuia, luând în considerație modul de acționare a acestuia. Cine este victima? Victima este persoana asupra căruia sunt comise actele de violență psihică, psihologică, sexuală, spirituală și economică. În protejarea victimei există mai multe metode, și anume, una din metodele de protecție a victimei este emiterea câtorva acte, și anume, urmează se emit ordonanța de protecție de către instanța de judecată precum și poate fi emis ordin de protecție. Ordinul de protecție este emis de către organul de poliție. Ordonanța de protecție este emis de către instanța de judecată. În general, cadrul legislativ vis-a-vis de tema de astăzi este prevăzut atât de legislația Republicii Moldova, cât și de Constituția Republicii Moldova, precum și de codurile deja care le-am enumerat. Dacă îți poate întrebare. Da, da. Okay. La moment, da? Da, la moment, cu privire la violența spirituală. Mm-hmm. Da? Pentru că toată lumea se înțeleagă.